Etapa a șaptea din Liga a cincea de fotbal Hunedoara, deși a programat doar două meciuri, al treilea dintre Montana Țara Hațegului și Real Sant Andrei fiind anulat, din cauza retragerii din competiția primei echipe menționate, a fost una cu năbădăi. Astfel, în jocul dintre Unirea General Bertolo și Ponorul Vața, spre finalul meciului, echipa oaspete, creditată cu șanse de a trece pe primul loc, s-a retras de pe teren, fiind nemulțumită de prestația brigăzii de arbitri, iar rezultatul partidei sau o altă decizie se va stabili în urma unei decizii a Comisiei de Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara. În acest context, ultima câștigătoare a competiției, Măgura Pui, a trecut pe primul loc, după victoria obținută cu scorul de 4-1 pe terenul fostului lider, Zarandul Crișcior, iar cei care conduc echipa din Țara Hațegului speră ca acest parcurs să continue tot așa, formația având unele sincope la debutul campionatului. Suntem în plin campionat, echipa Măgura Pui joacă în seria 5-a. A fost în anii trecuți campioană mai multe ediții la rând. Este ultima campioană. A fost o întrerupere de un an, parcă în sezonul acesta șchioapătă un pic echipa, s-a schimbat lotul. Poate au apărut echipe mai bune, cei care am avut început să îmbătrânească la tineret. Le place sportul, dar mai puțin să alerge și atunci sunt multe sincope. Și am văzut că aveți echipă de junior rar întâlnită în formațiile aparținând de localități rurale. Da, ne preocupă și mă gândesc că poate ăștia vor fi într-o bună zi viitorul echipei din Măgura. Dacă nu, merg la alte echipe unde o duc mai bine. Etapa viitoare, a opta, se va disputa duminică, 7 noiembrie, de la ora 13 și programează meciurile Ponorul Vața, Zarandul Crișcior și Măgura Pui, Real Sant Andrei, în vreme ce Unirea General Bertolo va sta.